Salutare și bine ai venit la un nou episod aici pe canal. Este duminică, am terminat de sâmbătă dimineață Weekend League. Am făcut pachetul cu 100 de jucători. Am făcut un base icon. Doamne, e atât de ușor FIFA-ul ăsta de nu pot să înțeleg. Faptul că în ianuarie deja am putut să facem 3 pachete de iconi mi se pare outrageous, mi se pare de neconceput. Toată lumea are acum Ronaldo, Gullit, Pele, come on, EA Sports, what's this? Vă pregătiți pentru la anul când jocul e gratis, dar să bage lumea mulți bani pentru pachetele? Am făcut cu această echipă aceleași 9 victorii, nu contează că e Torres pe teren, că nu e Torres pe teren, că e Politano, că e Marez, nu contează absolut deloc. Am mers bine weekendul ăsta, am avut la un moment dat 5-3, după care, după cum ați văzut și jos, uitasem să scot scorul, era 6-6. Cum am mers cu 5-3, după care am pierdut 3 la rând, am câștigat una și din ultimele 8 am reușit cu Q-Kuvai să câștig ultima. Adică să fac 9, nu pot să înțeleg, dar na, fiecare cu Weekend League-ul lui și fiecare cu ce reușește să facă. Nu cred că, pot să-l am și pe Pele și pe Dumnezeu că pot să-l am în echipă, că nu pot să fac mai mult de 9 victorii. Asta e baremul meu, asta e limita mea, 9 victorii simți pretty decent din punctul meu de vedere. Bineînțeles că și cu victoriile astea au venit și niște pachetele din obiective, s-au mărit premiile la Weekend League, acum avem și un 84 plus pe lângă cele două picuri și avem la rank 6 sau cât Dumnezeu e ăsta, Rare Player Spec, Jumbo Rare Player Spec și Team of the Week. Am făcut undeva la 100.000 din Weekend League-ul ăsta, ceea ce m-a ajutat să fac și Centurionul și ăsta, pe cu Icon. Luxo ăsta, CBU, nu arată rău. 82 pace pentru Luxo și Ledesma, plus Taremi, bineînțeles, din nou Taremi, dar Luxo cu 82 pace și nu arată rău. Hai un pic să vedem pe Footbin ce înseamnă acest Luxo. Bineînțeles, poate juca și LB și LVB, este control 3-2, este medium, deci în atac nu o să se ducă. 82 cu 80 cu 83, asta înseamnă că îl duci în 89 și 90 și 1-2. Pe partea de jumping, strength și aggression arată bine, stamina destul de puțină, are intercepții, heading-ul este are def awareness, are sliding, arată bine, chiar arată foarte, foarte, ai cum să-l introduci, dacă are cum să intre în echipă, cred că poate să facă diferența și s-ar putea să fac o chestie, să iasă Köchler, el face cu Campbell și să intre și Nick Pope în poartă, care și el este englez și atunci cred că ar face tot. Köchler ne afectând pe nimeni altcineva în echipă, fiind Bundesliga el. Cum ziceam, avem și obiective, bineînțeles aceste daily și play online, însă avem obiectivul acela completat cu jucatul jucatul și câștigatul de fapt de meciuri în Foot Champions și am mai primit un 85 plus ori 2. Mergem la pachete, avem 5 pachete din Weekend League, avem și un 83 plus double de la un milestone, din care vine Højbjerg, absolut nicio treabă. Dăm și în acest 85 plus ori 2, din care iese, bineînțeles, Brozovic, din nou, deci Brozovic, Kroos și Modric sunt o constantă în clubul nostru, în ieșitul din pachetele, o constantă. Din Rare Player Spec, 12 iteme, 12 gold rar, iese frumos
un inform și anume Openda. Openda care e undeva la 15.000, dacă nu greșesc. Și în spate un Ramos Hazard neimportant. Da, Openda 85 rated, it's all good. Mergem și pe Jumbo Rare Player Spec, 24 cu 24, și avem un mare walkout, îl avem pe Verratti de 87, slab. Eu nu pot să înțeleg, bă, cât de greu e să dai un Ronaldo, bă, cât de greu e să dai un Neymar. Sunt pachete mari, sunt pachete de 100.000, într-adevăr, na, Verratti vreo 20.000 acum sau ceva genul, da. Come on. Și acest premium team of the week, în care nu e nici walkout, îți doar literalmente 30.000 direct, frumos, pe pumn, pe quicksell. Asta a fost echipa cu care m-am prezentat la acest weekend league. De-aia zic, s-ar putea să intre Luke Shaw acolo, nu știu sigur, dar s-ar putea. Hai să mergem să vedem, să deschidem și celelalte pachete. Ăsta a fost ultimul SBC făcut, cel de 84, unde a intrat acel Douglas Luiz, informul de 87, oricum era untradeable, deci nu aș fi putut să-l văd sau ceva mai departe. Și avem pachetul de 100 de jucători. 100 de jucători, dintre care într-adevăr 20 sunt silver, restul sunt gold, dar nu-ți dă nicio siguranță că este peste, nu știu, 86 sau așa mai departe. Ați văzut și requirement-urile pentru Base Icon, urmează și el să fie arătat lumii. Am mai rămas cu 66.000 de coins. E atât de ușor să faci fodere în FIFA-ul ăsta, încât literalmente nu contează coins, adică, nu știu, poți să faci așa, peste noapte poți să-ți faci niște fodere încât să poți să deschizi un pack sau să faci un jucător sau, nu știu, cred că 2 săptămâni de FIFA și poți avea o echipă decent de competitivă. Și avem acest pachet de 100 de jucători, din care iese Dybala. 86 este cel mai mare. 86 este cel mai mare, 86 Dybala. Și Lukaku. Bă, doar 17 duplicates, ceea ce e ok. Într-adevăr, destul de mulți de 83, două pagini de 83, care ajută. O să vedeți că ajută la facerea iconului. Din ăștia 17, cred că ne mai rămân 13, 5 fiind în club, tradable și na, schimbându-i. Scam, totally. Adică nu-i rău pachetul, dar nu merită un hype pachetul, atâta tot. Da, e ok, dacă ai în club și poți să-l faci liniștit și nu te deranjează și vrei să faci o păcănea, sure. Dar nu este hype pachetul. Și mergem la momentul adevărului. Nimic. Schweinsteiger, Baggio și Barnes. Ce-i drept, Baggio ăla nu arată rău, e un 89, este ok. Barnes, n-avem ce să facem cu el. Schweinsteiger, Marchisio, Valverde și cu Cross nu intră în locul nimănui, nu mă ajută. E ok, am mers pe Baggio, l-am luat și ne vom bucura de el în club, așa cum ne bucurăm și de Drogba și mai nou și de Torres, că și Torres a devenit rezervă, totuși Torres este cât de cât implicat în meci. Am sperat că iese mai mult din Centurion, n-a ieșit. Până data viitoare nu uitați să comentați, să dați like, să share, să ne vedem pe TikTok, să Instagram, să de toate. Și să jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi, adică cred că e de înțeles și e clar treaba asta. Hai, v-am pupat, ciao!